coafine doar 2 lei, brăduleț, glazură, ciocolată, tot ce vrei 3 lei și alea sunt preferatele mele, perfecte și toate, merg bine cu o ciocolată caldă și prin și o bezea gratis, perfecte, iar astea sunt doar 1 leu, dacă vrei așa, ca aperitiv, ce răspuns, foarte bun. Acestea sunt doar câteva dintre bunătățile pe care le-au pregătit elevii din Colegiul Biling George Coșbuc pentru vizitatorii de la Târgul de Crăciun organizat chiar la ei în școală în scopuri caritabile. O zi întreagă, holurile liceului s-au transformat într-o piață de Crăciun. Zeci de standuri pline cu dulciuri și băuturi de tot felul, dar și cu decorațiuni de sezon și-au așteptat nerăbdătoare clienții. Este un moment în care noi ne gândim să dăruim, așa cum se întâmplă peste tot în luna decembrie, să fim alături de copii, în primul rând că asta este menirea noastră de dascăl și am organizat un târg caritabil, copiii au confecționat produse handmade, deci realizate de ei, plus prăjituri, tot ce se poate vinde, astfel încât să putem să ajutăm copiii care au nevoie de sprijinul nostru. Costi are 18 ani și se implică des în acțiuni de voluntariat, dar și de caritate. A pregătit preparate de cea mai bună calitate, iar prețurile au fost rezonabile și accesibile oricui, susține tânărul. Eu și cu bunica mea am pregătit cornulețe de casă și avem un stand special al clasei unde se mai vinde și chiși și obiecte handmade, alături de colegii mei. Nu prea ne-am priceput noi la economie și nici nu suntem pe business, așa că ne-au venit ideile pur și simplu de dimineață, gen o felie de chiș este 2,50 lei, la mine un cornuleț este 1 leu, 1 leu bucata. Unul dintre cele mai aglomerate standuri de pe holurile liceului este cel cu henna. Cei mai îndrăzneți elevi au optat să-și facă un tatuaj temporar, pictat cu maestrie de una dintre eleve. Și aici prețurile erau simbolice. Eu cred că ne-am organizat destul de bine, având în vedere că am contribuit toți, am adus felicitări care mi se par geniale, brioșe, avem plicuri cu surpriză și un stand de henna. Păi, nu știu, eu sunt foarte generoasă și îmi place foarte mult să dau și așa și, nu știu, mă simt foarte bine, adică chiar sunt foarte fericită. Banii strânși de elevii liceului Coșbuc vor fi donați unui fost coleg care suferă de cancer osos, dar și pentru confecționarea unor peruci pentru cei bolnavi.